urcă Everestul profesional cu talent și dedicație, pentru ca apoi să reapară pe prima pagină, altfel și nedrept. Cu o carieră impresionantă de aproape 20 de ani și un nume cu semnificație mondială, Nică Popescu a revenit în prim plan odată cu sentința din dosarul transferului. Am putea numi ăsta subiectul săptămânii, iar pe el cu siguranță unul dintre sportivii exponenții ale țării. Bună seara, Nică Popescu! Bună seara! Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația și mai ales pentru că, deși ai acceptat-o înainte de pronunțarea verdictului, n-ai dat înapoi și te-ai ținut de cuvânt. Bun, îmi place să mă țin de promisiune. Atunci când am promis că vin la emisiune, trebuie să mă țin. Și nu văd de ce ar fi trebuit să nu apar după aflarea verdictului. După părerea mea, faci bine că apar, pentru că sunt multe lucruri care trebuie discutate, Gică. Și în primul rând, sigur, emisiunea asta s-a vrut a fi altceva și în esență va fi altceva, dar vreau să abordăm și subiectul arzător. A fost un șoc pentru tine. Am stat de vorbă cu tine chiar și în seara aceea. O condamnare, fie și cu suspendare, mă rog, din fericire, dacă se poate spune din fericire, în comparație cu restul oamenilor din dosarul transferurilor, și eu recunosc, nu pricep de ce. Nu pricep de ce în contextul în care, dintre toți, tu ești cel care a înapoiat statului banii care se presupune că i-ai fi datorat. Dintr-un interviu pe care l-am citit cu fostul șef al fiscului, domnul Blejnar, chiar a doua zi după izbucnirea scandalului. Bun. Eu nu mi-am amintit să fi trecut printr-o perioadă atât de grea și atât de dureroasă până acum. De-a lungul timpului, tot ce am încercat să fac ca jucător de fotbal, în momentul în care jucam în țară și tentațiile erau mari, după aceea ca jucător în străinătate, când noi, ca români, aveam un handicap în plus și trebuia să muncim de două ori ca să dovedim că valorăm cu ceva. Deci tot ce am făcut în viața mea, nu am făcut decât să îmi țin o anumită imagine, să fac lucrurile corecte, să mă lupt pentru ce vreau să câștig. Când am fost la Barcelona, m-am luptat ca să fiu cineva. Eram un vestiar în care erau 17 internaționale și vreau să fiu cel mai bun. Am devenit capitan de echipă, lucru cu care mă mândesc, și nu a fost ușor să ajung acolo. Johan Cruyff te-a făcut capitan de echipă. Johan Cruyff la numai șase luni de zile după ce am semnat cu Barcelona. Deci tot ce am făcut de-a lungul timpului, am ținut enorm la imaginea pe care mi-am făcut-o. Acât ca jucător, după aceea, în momentul în care m-am căsătorit, am avut copii, am ținut enorm ca să fiu un exemplu pentru copiii mei. E normal, fiecare copil, primul sprijin pe care îl caută este către părinți. Tot ce am făcut pentru a fi un model. E vedea toate aceste eforturi, în momentul în care vezi că peste noapte sunt năruite, trăiesc momente pe care mi-e greu să le exprim în cuvinte. Simt un urlet așa interior pe care nu pot să le exprim. Asta am senzat, mă trezesc noaptea la ora 3 și îmi dispare somnul imediat și îmi vine în cap această chestiune. Vezi că după o viață în care ai muncit enorm, tot ce am făcut sudoare, ce am făcut bazându-ne numai pe anumite valori de corectitudine, dispar. Am primit în zilele acestea telefoane, mail-uri de încurajare, însă două au fost extrem de dureroase, și anume că m-a sunat un bun prieten care este directorul sportiv de la Barcelona. Mi-a dat mesaj și mi-a zis dacă cumva pot să vorbesc. Probabil că se gândea că sunt, nu știu, arestat, pentru că în străinătate s-a scris că am primit 3 ani de zile cu închisoare. Nu s-a spus că sunt cu suspendare, nesuspendat. Acesta a fost un moment extrem de dur, că m-a sunat Carlos și nu știam ce să-i spun. Deci chiar nu știam, a zis că e vorba de altcineva, nu ești tu. Și a zis, nu, Carlos, este vorba de mine, dar lucrurile nu sunt așa, uite, este 1-1, am câștigat la apel, acum este recurs, mai avem Curtea Supremă, unde sperăm ca lucrurile să fie în regulă, pentru că, ți-am spus, eu sunt nevinovat și toți ceilalți, pentru că așa este, da? Și doi, în momentul în care a trebuit să le explic copiilor mei, copii care, de-a lungul timpului, de când s-au născut, atât eu cât și soția mea, am încercat să îi creștem într-un mod frumos, am încercat să le creăm un sistem de valori curat, adevărat,
pe care să bazezi, să fie pentru ei icoana în tot ce au de făcut de acum înainte în viață. Voi și peste noapte tot acest sistem de valori s-a năruit. Tot ce am clădit în 12 ani de zile s-a năruit peste noapte. Copiii mei m-au văzut pe mine ca... I-am luat la evenimente caritabile pe care am făcut. În momentul în care am avut, în 2005, m-am prezentat pentru Federația Română de Fotbal. Sunt ambasador SOS Satele Copiilor și toate evenimentele iau cu mine ca să vad viața adevărată, da? Eram într-o postură în care trebuia să-i explic ceva, da? De care știam că eram acuzat pe nedrept pentru că sunt nevinovat și cum să transmit acest lucru copiilor mei. A trebuit să iau, să stăm de vorbă împreună cu soția mea, să-i explicăm care este situația, dar e foarte, foarte, foarte greu. Este enorm. Vă spun, ce am clădit în 20 de ani de zile de muncă, de chinuri, de sacrificii, de a încerca să stau departe de toate lucrurile urâte din sport și în afara sportului, într-o noapte, într-o singură zi, au dispărut. Au dispărut. Simt un urlet interior brutal, credeți-mă, în momentul în care îmi vine să mă urc, eu știu, pe casă, să încep să urlu de neputință. Că nu pot să dovedesc, simt că nu pot să dovedesc că, într-adevăr, nu sunt vinovat. Ai fost coleg cu o sumă de nume imense ale fotbalului mondial, de la Romario și Stoichkov până la Ronaldo, adevăratul Ronaldo, primul Ronaldo, și Guardiola, că tot era cel mai la moda antrenor acum un an de zile. Ai primit telefoane de la ei, de la foștii colegi de la Barcelona, de la Tottenham, de la Eindhoven, de unde ai jucat? Nu, pentru că știi ce se întâmplă? Le e teamă să sune. Carlos, managerul de la Barcelona, a zis, băi, mi-era teamă. De-aia ți-am dat și mesaj, care întotdeauna puneam pe telefon și mă suna, sau îl sunam. A zis, mi-era teamă să sun. Am prieteni care i-am sunat eu și a zis, băi, ne-era teamă să te sunăm. Ne-era teamă, adică ne-a îngrozit. Ne-a îngrozit vestea și ne-era teamă să sunăm. Deci sunt convins că au o relație foarte bună cu Luis Figo. Ne sunăm, ne întâlnim la meciuri caritabile, da? Cu Ronaldo, de asemenea. Vorbim la telefon. I-a șocat. Sunt convins că sunt șocați și ei. Pentru că mă știu cum sunt. Și dacă Carlos Navala a zis, Gică, mi-am crezut că nu e vorba de tine. Da? Aici s-a comentat mult la Barcelona. Și de-aia te-am sunat și te-am întrebat. Vreau să revin un pic la povestea asta. Tu ai dat banii înapoi. A debutat scandalul în Gazeta Sportului, dacă nu mă înșel. Și imediat s-a anunțat că tu ai plătit 400.000 de euro, dacă nu mă înșel, nu? Către statul român. Da. Ce ți se impută ție din momentul în care, înțelegând că dosarul s-a declanșat după ce ai plătit tu banii către statul român? Da, un lucru important de știut, că acești bani în proporție de 70% erau banii mei. Dar nu intru în chestiuni tehnice, da? Erau banii mei. În fine, a izbunit scandalul, dar scandalul, nu era scandal. A apărut în presă această chestiune, iar eu am reacționat, am chemat expertul fiscal pe care l-am și am zis, cum e cu chestiunea asta? I-am explicat banii, uite, sunt ai mei, proporție de 70%, restul reprezintă un comision, dar sunt câștigați în străinătate. În perioada când eram noi la Galatasaray și a venit impozitul pe profit în anul 2000-2001, nu știu, da. Am chemat împreună cu Gică Hagi la Istanbul un expert din România să ne explice, da? Și explicațiile persoanei respective au fost că banii care erau în străinătate câștigați nu trebuiau impozitați în România, că este dublă impozitare. Da. Eu crezând că acești bani în poziție de 70% ăsta ai mei, n-am plătit imediat, am chemat expertul și a zis, adică nu știm cum este, dar plătește. Imediat, a doua zi am plătit. Da? Deci nici nu începuse anchetă, nu începuse nimic. Am făcut declarații rectificative, cum fac milioane de oameni în România, am făcut declarații rectificative și am plătit impozit. La suma respectivă, atunci era 40% impozit. Și atunci unde mai e evaziunea fiscală? Declarații rectificative care am făcut după aceea în fiecare an. Am uitat să plătesc, eu știu, un contract de chirie, nu știu. În momentul în care faci declarație pe venit global, în josul paginii, este o steluță în care spune că în momentul în care uiți să declar un venit, poți face declarație rectificativă. Asta am făcut eu. Declarație rectificativă și am plătit impozitul. Înainte, repet, cu mult timp de a începe orice anchetă. Bun. Evaziunea fiscală presupune un prejudiciu. Un prejudiciu, de regulă, se stabilește printr-o expertiză sau un șir de expertize. Expertiza statului, expertiza ta,
contraexpertiză și așa mai departe. Există vreo expertiză în acest proces? Aici sunt, pe mine sunt două lucruri care, nu vreau să intru în chestiuni tehnice pentru că mă depășesc, nu sunt jurist, dar sunt două lucruri pe care mi se par ciudate. Unu, faptul că de-a lungul celor două instanțe de judecată, fondul și apelul, avocații tuturor inculpaților au cerut să se facă o expertiză. Și la ambele instanțe au fost nu a fost permis acest lucru. A fost refuzată expertiza? Refuzată expertiza. Dacă memoria mă ajută pe mine foarte bine, cred că am văzut la dumneavoastră, la Antena 3, într-o emisiune a domnului Gâdea, era invitat primul ministru, domnul Victor Ponta, și dânsul a făcut o remarcă extrem de interesantă. Mi-o aduc aminte pentru că ne privea pe noi, în care dânsul spunea că un procuror nu poate face, nu poate estima un prejudiciu. Un prejudiciu se poate estima numai printr-o expertiză făcută de Găsim și noi secvența aia în care două luni, trei luni de zile, deci domnul, de câte știu eu, domnul prim-ministru a fost procuror. Da, a fost procuror, da? La parchetul general. Și dânsul a spus, atunci mi-a rămas întipărită această declarație a dânsului, care spunea că nu poate face un procuror o expertiză și nu poate acuza pe cineva fără să aibă o expertiză. Hai să vedem ce a spus Victor Ponta, ca să nu vorbim din memorie. Dați-mi materialul nou, vă rog. Un procuror nu se poate pronunța niciodată asupra unui prejudiciu de evaziune fiscală, de exemplu. Ai nevoie de niște experți contabili care să-ți facă expertiza și să-i spună: procurorul se pronunță asupra încălcării legii penale pe baza probelor pe care le administrează fiecare specialist în parte. Din nou, direct la vorbe grele. Asta este declarația domnului Ponta. Da, mie mi-a rămas, atunci mi-am și notat undeva și ora și data la care era, dar Nu mi s-a șters din telefon după aceea. Acesta este un lucru care mie mi se pare ciudat. Și doi, lucru care de asemenea, din puținele cunoștințe pe care le am eu juridice, că instanța de apel, instanța de fond a dat achitarea tuturor inculpaților, da? Iar la apel, fără a fi administrată nicio probă în plus, nu s-a față de cele, probă. Absolut nimic, față de probele de la fond, verdictul a fost cu totul și cu totul diferit. Pe aceleași probe, de la fond și de la apel. Două decizii diferite. La CEDO există la această oră, am stat de vorbă cu un avocat care m-a sunat, văzând promul cu tine, există o cauză aflată în pronunțare, un caz cu dubla sancțiune, tot pe evaziune fiscală și condamnare penală. Se pare că există mari șanse ca acțiunea să fie admisă la CEDO și atunci se va genera un precedent valabil pentru toate instanțele europene. Ar putea să vă ajute. Da, sunt asta chestiuni tehnice. Probabil că acest lucru va trebui venit de către avocați. Eu nu trăiesc speranța că, având această posibilitate la recurs, ca lucrurile să fie îndreptate, chiar să se facă dreptate. Gică, tu crezi că e un verdict politic sau într-un context politic nefavorabil? Da? Mi-e greu să fac astfel de apreciere. Mi-este foarte greu și mi-e greu să gândesc un astfel de lucru. În 2012, să te joci cu viețile oamenilor pe chestiuni care sunt în afara probelor din dosar, mi se pare imposibil, mi se pare. Crezi că ești, dacă vrei, o victimă colaterală pentru prietenia și asocierea cu frații Becali? Da. Eu niciodată nu pot să șterg o relație pe care am avut-o cu acești oameni care au fost, Giovanni Speț a fost impresarul meu din 94 până am terminat cu fotbalul, da? Am avut și aveam posibilitatea să mascăm această prietenie. Puteam să facem, să jucăm în teatru, să ne certăm în public. Dar de ce să fac acest lucru? Nu văd de ce ați făcut. Dar de ce să fac acest lucru? De ce să fac acest lucru? Și până la urmă, fiecare dintre noi trebuie să plătească pentru faptele pe care le face el însuși. Nu putem să plătim pentru, eu știu, prieteniile care le avem. Eu, dacă sunt prieten cu Gică Hagi și eu am făcut un lucru greșit, trebuie să plătească Gică, sau invers, sau cu Dan Petrescu, sau cu Stelea, sau cu Ilie Dumitrescu, da?
Fiecare trebuie să răspundem pe faptele pe care le facem noi înșine. La ora asta tu ești implicat în mai multe business-uri, inclusiv, din câte știu de la tine, deschiderea unui hotel dintr-o mare rețea internațională. Reacția partenerilor de business cum a venit? Că de regulă investitorii sunt sensibili la povești de tipul ăsta. Da. A fost o săptămână extrem de grea și în continuare la mine această mărăciune și durere sufletească persistă și nu știu dacă vreodată va dispărea sau probabil cu timpul se va atenua. Am avut multe telefoane de la partenerii de business care au zis că pentru ei nu se schimbă nimic, da? Rămân, au aceeași încredere în mine pe care au avut-o și până acum. Dar de ce trebuia să-mi fac aceste comentarii? Nu știu ce să zic. Cu cei de la mediu nu am discutat încă. Probabil că așteaptă cu toții decizia definitivă și atunci... Tu nu trebuia să deschizi în România Marriott-ul. Și asta nu știu de la tine, dincolo de Marriott, și unul dintre faimoasele magazine de socios ale FC Barcelona? Asta era un secret, sau speram să fie un secret. Am fost în primăvara, primăvara acestui an la Barcelona, una dintre vizitele făcute la Barcelona, cred că un meci ca Barça-Madrid, și am stat de vorbă cu cei de acolo și le-am propus ca să facem un șir de Penias, de fan club Barcelona în România, al cărui președinte să fiu. Și vreau să facem un model, da? Foarte frumos, ca cei care doresc să facă astfel de fan club în România să aibă un model. Un model care să fie de la un standard destul de elevat, da? Al cărui președinte, repet, vreau să fiu. Eu am fost încântat de această idee. Lucrăm la statutul acestei chestiuni, pentru că lucrurile sunt destul de complicate, da? Și o chestiune pe care o avem în derulare. Rămâne valabil proiectul în contextul actual? Mai ales după ce te-a sunat directorul sportiv să își exprime solidaritate. Eu sper să nu se schimbe. Eu sper să nu se schimbe. Cu toate că îi țin foarte mult la imagine și vor să fie reprezentați bine în țările respective. Ei, în momentul în care am discutat această chestiune, au fost super încântați. Au zis, uau, pe cum, tu ai fost capitanul nostru. Ești între... În Barcelona, ajută la vestiare, este un panou în care sunt puși capitani de echipă de la Cruyff, așa. Și sunt printre ei, da? Și cum să fie un fost capitan, recunosc că te-am văzut acolo. Președintele fan clubului în România, este pentru noi, este incredibil. Noi nu ne permiteam să zicem să accepți un asemenea proiect, da? Și acest proiect este în derulare, da? Acum Dumnezeu mai știe ce se va întâmpla.